Bine v-am găsit și un salut! Vă iubesc, vă ador, vă pup! Bine ați revenit la Povești cu Clownela! Astăzi continuăm să citim din cartea Flautul Fermecat. Aflăm cum se termină opera Flautul Fermecat și ce viitor o așteaptă pe Sofer. Haideți să ne facem comod și să aflăm... Haideți să găsim unde noi am rămas. Uite aici. Noi am rămas la momentul în care apare Regina Nopții și îl roagă pe Tamino să o elibereze pe fiica ei, Pamina. Așa. Cele trei doamne îi dădură jos lui Papageno lacătul și îi porunciră să îl însoțească pe prinț. Ca să nu li se întâmple nimic pe parcursul periculoasei călătorii spre vrăjitorul cel rău, Tamino primi un flaut fermecat, iar Papageno niște clopoței magici. Trei băieți urmau să îi călăuzească pe drumul spre palatul lui Sarastro. Tamino și Papageno porniră la drum. Acum cortina se lasă în jos. S-a terminat deja? Se miră Sofer în timp ce se ridică dezamăgită. Însă toți ceilalți oameni rămaseră locului. Sofer se uita mirată împrejur, după care se așeză și ea la loc, puțin stânjenită. Aici Tamino primește flautul, iar Papageno primește clopoței. Nu dură mult timp, apoi cortina se ridică din nou. Povestea se derula acum mai departe în palatul lui Sarastro. Pamina se afla într-o cameră strălucitoare. Un paznic fioros o păzea. Acesta se numea Monostatos. Acum intra dintr-o dată Papageno. Își urmase pur și simplu simțurile și dăduse de Pamina, din pură întâmplare. Monostatos se sperie teribil când îl zări pe Papageno. Nu mai văzuse niciodată un astfel de om pasăre ciudat. Nici Papageno nu se simțea mai bine. Nu mai văzuse niciodată un paznic atât de fioros. Amândoi o luară la fugă. Soferl și ceilalți spectatori râdeau de se prăpădeau. Aici Papageno a intrat în camera unde se afla Pamina. Apoi Papageno își înfrânse teama și se furișă înapoi la Pamina. Îi spuse că este mesagerul mamei ei și că prințul Tamino s-a îndrăgostit de ea și că este pe drum într-acolo ca să o elibereze. Atunci și Pamina se îndrăgosti de nobilul prinț, deși nu-l văzuse niciodată. Papageno se întrestă peste măsură. Voia și el să se îndrăgostească și să-și găsească o iubită. Împreună cu Pamina, el cânta un duet emoționant despre drag. Spectatorii erau încântați și Sofer l-aplauda. Aplauda până când începură să o mănânce palmele. Papageno și Pamina au hotărât să fugă de Sarastro. Se furișoară de acolo în liniște. Aici, Papageno vorbește cu Pamina și îi spune de prințul care vine să o elibereze. Dar atenție, îl vedeți? El ascultă. Oare ce o să fie mai departe? Între timp, cei trei băieți îl conduseră pe Tamino la templul lui Sarastro. Sofer îi recunoscu pe tovarășii ei de dans. Înapoi! Răsună prin teatru în clipa în care Tamino dădu să pășească în templul înțelepciunii. Din templu a ieșit un preot și explică de ce îl respingea atât de categoric. Lui Sofer nu-i venea a crede ce află acum. De fapt, Sarastro este regele înțelepciunii și al luminii. Cea rea este regina nopții. Voia să conducă ea însă și împărăția luminii. Sarastro nici nu o răpise pe Pamina. El o salvase din fața propriei sale mame. Când află Tamino una ca asta, voi să treacă de partea bunului Sarastro. Dorea să o ia de soție pe Pamina. Însă pentru că ei să poată trăi fericit în împărăția soarelui, el trebuia să treacă de câteva probe complicate, iar Papageno avea să îl ajute.
Ce deznodământ! Aici e Tamino, care se întâlnește cu un preot care îi dezvăluie că, de fapt, Sarastro nu este cel rău. Sarastro este regele luminii. Cearea este regina nopții, de fapt. Și pe prinț îl așteaptă acum câteva încercări. Tamino încă nu o găsise pe Pamina. Oare avea Pamina să îl audă dacă va cânta la flautul lui fermecat? S-a gândit atunci Tamino. În acea clipă, din flaut izvorâi o melodie, la uzul căreia chiar și cele mai sălbatice animale se îmblânziră și o ascultară. Dar ce era asta? Soferul ascultă cu atenție. Fluierul de păstor al lui Papageno îi răspundea flautului fermecat. Oare cum avea să o găsească în sfârșit Tamino pe Pamina lui? Dar Tamino fugi în direcția greșită. Stai! Îi scăpă lui Sofer, fiind foarte agitată. Fata își duse mâna la gură rușinată, dar nimeni nu o auzise. Doar domnul Mozart se uita râzând spre ea. Aici Tamino cântă la flautul fermecat și toate animalele s-au îmblânzit. Doar că Tamino fuge să o caute pe Pamina într-o direcție greșită. Să vedem dacă ajunge într-un final. Papageno și Pamina se năpustiră pe scenă. Erau urmăriți de soldații lui Monostatos, care descoperiseră că ei scăpaseră. Mai țineți minte când stătea în templu acolo Monostatos și a ascultat? Păi iată, acum se ține de urma lui Papageno și Pamina. În disperarea lui, Papageno își aminti că a primit ce? Clopoței de argint. În clipa în care răsunară clopoței, puternici și marii lor urmăritori începură dintr-o dată să danseze și să cânte în cor. Sună minunat! Sună foarte, foarte frumos, spuneau ei. Ceea ce era atât de comic încât se cutremură tot teatrul de râsul spectatorilor. Soferl era însă foarte atentă și observase că nu Papageno cântase melodia fermecată, ci că șezuse cineva la cutia muzicală și apăsase acolo pe clape. Aici urmăritorii dansează pe melodia clopoțeilor pe care i-a are cine? Papageno! Între timp, soldații lui Sarastro îl descoperiseră și pe Tamino și îl luaseră prizonie. Îl aduseră pe scenă, iar atunci Pamina și Tamino se întâlniră pentru prima dată. Cei doi se prinseră fericiți de mâini. Înțeleptul Sarastro îi permise acum străinului să treacă prin câteva încercări, pentru ca ei să se căsătorească și să trăiască fericit. Soferul era foarte emoționată. Oare avea să treacă Tamino de grelele încercări? Se lăsă însă din nou cort. Publicul aplaudă. Era pauză. Iar unii dintre spectatori se ridicară și ieșiră. Alții își scoteau mâncarea pe care și-o aduseseră de acasă. Soferul descoperi că și ei îi fiorăiau mațele. Ce bine că mai avea un măr. Țineți minte, rămăseseră cu un singur măr și avea nevoie ca să intre și să-și cumpere bilet, să vândă ultimul măr. Mânca acum mărul și se gândi, ce gustos e! Aici momentul când se întâlnesc cei doi și dacă vedeți, este și regele luminii. Vedeți? Vedeți? Frumos, haideți să vedem mai departe. Deci, Soferul mănâncă mărul, cortina e dată jos și e pauză. Vedem ce se întâmplă mai departe. Cortina se ridică din nou. Sarastro era adus pe scenă într-o caleașcă luxoasă, însoțit de preoți. Împreună cu regele, aceștia cereau ajutorul zeilor pentru ca Pamina și Tamino să treacă de încercări cu bine. Prima sarcină era, indiferent ce se întâmplă, trebuie să tac. În timp ce Tamino și Papageno treceau prin încercare, Pamina aștepta în grădină. Atunci apăru regina nopții, spumegând de furie.
Ea îi ordonă acum Paminei să îl ucidă pe rege. În aria sa, regina amenința că își va renega propria fiică. Muzica suna astfel încât lui Sofer i se făcu pielea ca de găină. Atunci veni Sarastro, iar Pamina ceru îndurare pentru mama ei. Însă regele o liniști. În împărăția lui nu exista răzbunare, ci doar dragoste și iertare. Aici vine Sarastro împreună cu preoții pe acea caleașcă luxoasă, iar aici e Pamina care se întâlnește cu mama ei, regina nopții. Hai să vedem ce se întâmplă mai departe. Între timp, cele trei femei încercară să îi facă pe cei doi să vorbească, pentru că cele trei erau slujitoarele cui? A reginei nopții, și ea nu vroia ca cei doi să se căsătorească. Cât de urât, spus Sofer. Ele au reușit în cazul lui Papageno. În schimb, Tamino rămase neclintit. Chiar și când Pamina fu adusă în templul încercărilor, el nu scoase niciun cuvânt. Tamino trecu proba cu bine, dar sărmana Pamina credea acum că el nu o mai iubește. Cântă despre asta o arie sfâșietoare, iar Sofer se întristă. Lui Papageno îi erau cam indiferente toate aceste probe. El își dorea un singur lucru, o tovarășă de viață. Așa că își scoase din nou clopoței și, într-adevăr, apăru ca prin magie o femeie, doar că în fața lui se afla o bătrână în niște haine zdrențuroase, ea nefiind deloc pe gustul lui Papageno. Apoi bătrâna își aruncă hainele, iar în fața lui Papageno apăru Papagena, doamna visurilor sale. El dori să o ia imediat în brațe, dar se auzi un tunet teribil și Papagena dispăru. Aici Tamino și Pamina, iar aici Papageno care se întâlnește cu Papagena. Dar despre ce tunete e vorba? Hai să vedem. Pamina era în continuare foarte trist. Cei trei băieți o asigurară că Tamino o iubea. Trebuia doar să treacă proba tăcerii. De aceea nu vorbise cu ea. Pamina înțelese acest lucru și hotărâ să își ajute alesul inimii la ultimele două probe. Băieții o conduseră acum pe Pamina la Tamino, în templul încercărilor. Acolo ei trebuiau să treacă de un câmp plin cu foc arzător. Din templu se auzeau zgomotul focului și urletele furtunii. Din fericire, Tamino avea la el plautul lui fermecat, da, care se auzea peste toată urgia aceea infernală. Foarte clar și limpede se auzea plautul. Asta o liniști cât de cât și pe Sofer. Cei doi vor reuși până la urmă, își spuse ea în gând, plină de încredere. Și într-adevăr, cei doi ieșiră din templu nevătămați, ca mire și... Aici ei intră în templu, în templul plin de foc și furtună, iar aici ei ies împreună ca mire și mireasă. Dar ce se întâmplase oare cu Papageno? El era foarte trist, fiindcă viața fără Papagena nu îi mai oferea nicio plăcere. Mai apărură încă o dată băieții și îl sfătuiră să scoate la iveală din nou clopoței. Și într-adevăr, Papagena a apărut din nou. Cei doi erau în culmea fericirii și se îmbrățișa. Ei își imaginară cât de frumos avea să fie cu o mulțime de papageni și papagene alături. Sofer era mulțumită. Totul e bine când se termină cu bine. Însă atunci apăru încă o dată regina cu oamenii ei, cu mare gălăgie ieșind de sub scenă. Pur și simplu nu se putea abține să facă un rău. Acum, regina nopții dorea să-l ucidă ea însăși pe Sarastro.
Dar el apăru măreț și strălucitor și îi izgoni odată pentru totdeauna cu un tunet impunător pe acei tovarăși răi ai întunericului. Opera se termină, iar publicul era încântat. Oamenii îi răsplătiră pe muzicieni cu ropote prelungite de aplauze. S-a terminat opera, dar nu și povestea. Aici cele două cupluri, Papageno și Papagena și Tamino cu Pamina. Iar aici, momentul când apare Regina Nopții și sus, după cum îl vedeți, este și Regele Sarastro, care, printr-un tunet, a făcut așa încât să îi izgonească odată pentru totdeauna pe oamenii, slujitorii și pe Regina Nopții. Și povestea noastră, adică opera, se termină cu bine. Să vedem cum se termină și povestea. Soferl era complet uluită de muzică și știa cu siguranță un lucru. Voia să cânte și ea la teatru, la fel ca și ceilalți copii. De aceea, ea îi spuse bărbatului care venise să o scoată din sală: trebuie neapărat să mai vorbesc odată cu domnul Mozart. Este foarte important. Bărbatul crezu că cei doi se cunoșteau și o aduse pe Soferl repede la garderobă, unde domnul Mozart și domnul Schikaneder sărbătoreau reușita premierii operii lor. Tinere măr, ți-a plăcut? Exclamă domnul Mozart. A fost minunat! Izbucni Soferl. Și eu aș dori să cânt la teatru. Atunci arată-ne ce poți, zâmbi domnul Schikaneder. Sofer simți că era foarte cald de la atâta emoție. Spre norocul ei, își aminti melodia clopoțelului pe care tocmai o auzise mai devreme și poezia despre măr pe care i-o spusese mama ei. Atunci își strânse tot curajul și începu să... În micul meu merișor, totul e foarte vesel. Acolo sunt trei odăițe, la fel ca într-o casă. În fiecare dintre ele locuiesc doi sâmburei. Ei stau acolo, negri și simpatici, și visează la soarele cel mare. Vocea lui Soferl era limpede și clară. Domnul Schikaneder și domnul Mozart aplaudară încântați. Desigur că nu voiau să renunțe la o voce atât de bună pentru corul lor de copii. Sofer putea cânta deja la prima reprezentație a corului. Era oare adevărat? Copleșită de fericire, merse țopăind spre casă. Trebuia să povestească foarte multe. Aici micuța Sofer, cu coșul în care avea mere deja gol, iar aici și Schikaneder și Mozart o ascultă și o aplaudă. Iar noi închidem cartea. Și eu vă spun mulțumesc că ați ascultat și ați audiat împreună cu mine această poveste. De fapt, e vorba de o operă scrisă de Mozart, dar adaptată maxim posibil pentru copii, și e cumva o incursiune pe care o facem pentru copii în lumea operei, a baletului, a teatrului mare. Dacă v-a plăcut această poveste, puneți like, distribuiți neapărat și abonați-vă la canalul nostru YouTube, Trupa Planeta Clownela. Desigur, și pe Facebook ne găsiți, suntem la fel Trupa Planeta Clownela, iar pe Instagram suntem Clownela. Vom fi tare bucuroși să știm că sunteți alături și dacă vă place ceea ce facem noi aici, Planeta Clownela, ne puteți susține devenind patronii noștri. Iar dacă doriți să faceți o donație unică, aveți nevoie de datele cardului nostru bancar. Scrieți-ne un mesaj, iar noi vă dăm această informație. Vă mulțumesc enorm de mult că sunteți aici alături de mine și de noi. Blautul fermecat a fost povestea pe care am citit-o împreună. Acum eu vă spun la revedere și un salut! Vă iubesc, vă ador, vă pup! Vă aștept neapărat și la o nouă poveste, la Povești cu Clownela. Pa!